Pe lângă hainele groase, alimentele corecte încălzesc corpul în aceste zile geroase, previn pierderile de căldură, inflamarea amigdalelor și pun sângele în mișcare. O dietă potrivită pe timpul gerului poate face diferența. Aflăm de la medicul Elena Țambrea, specialist în nutriție, cum sunt regulile principale de care trebuie să ținem cont în aceste zile. Așa că, în această perioadă, este foarte important să aducem prin alimente un aport suplimentar de vitamine, în principal vitamina C, vitamina A, E, D, zinc, seleniu din sfera mineralelor și, de asemenea, de acizi omega-3, adică grăsimi bune. Tipul acesta de vitamine le găsim în special în fructe și legume, de exemplu vitamina C o găsim în cantitate foarte mare, nu în portocale așa cum ne-am așteptat, ci în ardeiul gras galben, pe locul 2 este ardeiul gras roșu, urmat de pătrunjelul verde și de coacăzele negre. Portocalele sunt de-abia principala barieră împotriva acțiunii microorganismelor. Vitamina A găsim în cantitate foarte mare în salata verde cu frunze lungi. O mai găsim de asemenea rece, la fel ca orice ulei, este foarte caloric, 900 de calorii pe 100 de mililitri. Însă putem, de exemplu, să-l folosim la sezonarea unei salate care se predomine în salată roșie, salata cu frunze roșii. Ca riscul de apariție a anumitor cancere, cum este cancerul de colon sau cancerul de sân. Seleniu găsim în cantitate mare în nucile braziliene, dar și în tonusul propriu sau în ciupercile albe. Deci le putem consuma, deja am făcut o masă. Ar fi indicat să luăm și suplimente în această perioadă? Astfel încât să nu fie nevoie să luăm suplimente de vitamine. Ce presupune hidratarea în această perioadă? Hidratarea în această perioadă, ca în orice alt... Prezența noi în platou și pentru drag. Sfaturile pe care ni le-ați oferit. Iar noi ne revedem după o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți pe Digi24. Ardeiul gras galben, pe locul 2 este ardeiul gras roșu, urmat de pătrunjelul verde și de coacăzele negre. Portocalele sunt de-abia principala barieră împotriva acțiunii microorganismelor. Vitamina A găsim în cantitate foarte mare, care trebuie să ținem cont în aceste zile. Așa că, în această perioadă, este foarte important să aducem prin alimente un aport suplimentar de vitamine, în principal vitamina C, vitamina A, E, D, zinc, seleniu din sfera mineralelor și, de asemenea, de acizi omega-3, adică grăsimi bune. Tipul acesta de vitamine le găsim în special în fructe și legume, de exemplu vitamina C o găsim în cantitate foarte mare, nu în portocale așa cum ne-am așteptat, ci în salata verde cu frunze lungi. O mai găsim de asemenea rece, la fel ca orice ulei, este foarte caloric, 900 de calorii pe 100 de mililitri. Însă putem, de exemplu, să-l folosim la sezonarea unei salate care se predomine în salată roșie, salata cu... Pe lângă hainele groase, alimentele corecte încălzesc corpul în aceste zile geroase, previn pierderile de căldură, inflamarea amigdalelor și pun sângele în mișcare. O dietă potrivită pe timpul gerului poate face diferența. Aflăm de la medicul Elena Țambrea, specialist în nutriție, cum sunt regulile principale.